voi? O mai aveți? Mi-e foarte greu să cred că cineva citește Biblia în fiecare zi și nu vine cu ea la biserică. Mi-e tare greu. Haideți să deschidem la Proverbe 7. De la versetul 6 citesc câteva versete. Un pasaj citit poate foarte rar în bisericile noastre. Nu-l citim tot. Dar din care Dumnezeu cred că ne poate vorbi la fiecare. Stăteam, 7:6, stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Era bună de gură și fără astâmpăr, picioarele nu îi puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Amin. Vă rog să ocupați locurile. E greu să predici generației tinere astăzi, pentru că sunteți generația care aveți acces la foarte multă informație, la mii de predici. Sunteți generația care atunci când vă uitați pe YouTube, dacă nu vă place de un predicator, mai aveți cel puțin 100 la care vă puteți să vă uitați, să alegeți. Sunteți generația care aveți avantajul că atunci când vă uitați la program, la un program live, nu vă place, puteți să mereți încă în sute de biserici în același timp. Sunteți generația care aveți un avantaj sau un dezavantaj. Nu vă place când e rugăciune la un program? Muți în față cursorul, nu? Nu-ți place de aia cum o cântați sau cum a fost îmbrăcată? Muți mai departe. Nu-ți place fanfara? Muți la cor. Știți? Sunteți generația, dragii mei, care și suntem, care o să fim judecați cel mai aspru pentru că am avut acces la Cuvântul lui Dumnezeu pe resurse creștine. Pe Biblie, în Biblie, Cornilescu, King James, în roșu, în galben, dacă vrei. Am avut acces la ceea ce părinții noștri și bunicii noștri și 6.000 de ani la rând, oamenii ăia nu au avut acces. Și totuși, în generația asta, Dumnezeu caută oameni care să-i fie fideli, care să fie biruitori, nu caută penticostali, nu caută baptiști. În această seară vreau să vă vorbesc despre ispită. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, va clasifica tinerii și omenirea doar în două, oamenii învinși și oameni care au învins. Unii dintre voi cântați frumos, unii dintre voi probabil că puteați predica în locul meu aici, la orice oră, în locul fratelui Gabi. Și nu e asta o problemă. Problema este că diavolul se uită la darul care îl avem, la chemarea care o ai. Poate ai un corp frumos. Poate ai inteligență. Nu o confunda cu înțelepciunea. Și diavolul vrea să te dărâme și să te lovească și am întâlnit fete la mărturisiri și băieți la mărturisiri care au spus: dacă aș putea să fiu din nou la 14 ani, aș trăi diferit. Dacă ar fi să discut din nou cu băieți sau cu fete, dacă ar fi să aleg din nou, aș alege diferit. Acum am 3 copii și nu mai pot să fac nimic, soțul nu mă iubește. Am fost o fată înfrântă. Am fost o fată care am crezut orice te iubesc. Am fost un băiat credul, am fost un băiat care n-am avut principii, parcă acum văd altcumva. Au spus mulți băieți. Voi aveți șansa să puteți începe acum o viață nouă, o viață de biruință. Amin. Trăim într-o lume a ispitelor, dragii mei, și știm toți asta. De la 80 de ani până la vârsta de 2 ani, toți suntem ispitiți. Ispita de a fura, de a minți, de a bârfi, de a te uita la lucruri murdare, de a te răzbuna, de a ura, de a urâ, de a gândi rău, de a te îngrijora. Probabil că unii vă întrebați cum aș putea defini ispita. Dragii mei, ispita nu e altceva decât o secvență dintr-o viață, dintr-o zi, dintr-o oră în care ne este testată fidelitatea noastră față de Dumnezeu. În care suntem puși față în față cu un lucru care să ne atragă de la Dumnezeu și să-L înșelăm pe Dumnezeu poftind lucrul acela și făcând ceva ce îi place diavolului. Voi trebuie să nu uitați și noi trebuie să nu uităm că suntem mereu într-un război.
Îmi spunea cineva, frate Cristi, de când m-am botezat, am numai ispite, numai probleme. Îi zic, slăvit să fie Domnul, că dacă te-ai fi botezat și n-ai avea probleme, înseamnă că numai te-ai scăldat. Nu? Păi, dar normal, dacă ai trecut din tabăra diavolului în tabăra lui Dumnezeu, tu crezi că diavolul mai pune mâna pe umărul tău și zice, hai să berem împreună acum? Nu. E clar că vin săgeți, vin probleme, vin lovitori. Întrebarea mea este cum răspundem la lucrurile astea. Dragii mei, ispita în sine nu-i păcat. Deci păcatul în sine nu reprezintă ispita aceea. Ispita poate veni printr-un mod păcătos. Răspunsul tău și al meu la ispita, asta e păcat. Și uitați-vă să vedeți cât de șeret e diavolul. Înainte să vii la biserică, înaintea unui, poate unei întâlniri cu Domnul, într-o zi de post, într-o zi în care ai spus, uite, mă duc să fac un bine la o văduvă, exact atunci parcă ispitele și mai mari. Și o reușit să te biruiască printr-o vorbă, printr-o imagine, printr-un cuvânt. Biblia spune despre Iisus Hristos că a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, Evrei 4:15, dar fără păcat. Adică răspunsul lui Iisus la ispită a fost întotdeauna sfințenie. Acum, întrebarea mea și întrebarea voastră este cum vine ispită. Dacă nu-mi cunosc dușmanul, șansele ca să fiu lovit de el sunt foarte mari. Nu? Păi dacă eu știu, de exemplu, că la mine pe stradă, a fost acum la noi la Vețel unde stau cu soția și cu copiii, au fost mai multe spargeri, nu? Păi ar fi ironic să lași ușor descuiată și să știi că sunt multe spargeri pe zonă. Nu, dimpotrivă, uitându-mă la câte ispite sunt în jur, eu trebuie să fiu foarte atent să văd cum vin lucrurile astea și să mă păzesc și să mă înarmez cu tot ce ține de mine ca să pot să le biruiesc. 1. Locul preferat al ispitei. Dragii mei, întotdeauna ispita are un loc preferat al ei. Pentru tine poate fi un loc, pentru mine poate fi altul, dar în Proverbe 7:8 ne spune unul din locurile astea, da? Auziți. Trecea pe uliță băiatul ăsta, dar pe unde mergea pe uliță? Căuta biserica din Secuși sau din Nădlac, nu? Căuta colțul. La colțul unde stătea una din aceste străini. Căuta colțul, căuta marginea. Căuta ora 8 când mâncăm un sandwich și pot să iau numărul de telefon de la o fată. Căuta să vadă pe aia care, sau pe băiatul ăla care e mai provocator. Căuta colțul, căuta marginea. Căuta să stea tot timpul la margine. Dragii mei, ascultați-mă, oaia care stă la marginea turmei, în mod automat se îndepărtează de păstor și se apropie de lup. E logic asta. Și dacă nu lucrezi cu oile, e logic asta. Îți dai seama de lucrul ăsta, nu? Foarte mulți tineri ne spun, eu nu pot să biruiesc, dar e tot timpul pe la colț. Pe la colț. Tot timpul pe margine. Tot timpul vin la biserică la mai târziu și pleacă de vreme. Ați observat? A fi la colț înseamnă să fii cu un picior în lume și cu un altul în biserică. Bisericile pe vremea lui Pavel, da, n-aveau cum avem noi geamuri acum. Se putea pune câte o pătură sau ceva, dar în mod special erau ferestre deschise. Clima Israelului e o climă foarte călduroasă, nu plouă des. Și Eutihul a zis, măi, eu vin la... Atâta mă bătu maică-mea la cap să mă duc, că e seara de rugăciune, nu știu pe unde... Mă duc și eu. Dar stau pe Windows. Stau pe iPhone. Acum nu te mai urci pe geam, te urci pe asta. Nu? Stau pe geam. Eu vorbesc pe Facebook până predică asta, că iar ne plictisește o oră, zice. Ascultați-mă să vă spun ceva. Dacă ești pocăit cu adevărat, poate predica cel mai slab om din biserică, ai ce să înveți de la el. Dacă ești pocăit cu adevărat, ai ce să înveți de la un copil de 3 ani. Au fost cântări la care am plâns și nu a fost formație puternică din România. Au cântat un bătrân la Oradea, într-o biserică, nici nu știu să ia gama bine. Toată biserica plângea. Și alții vin pregătiți de la sute de kilometri și poate nu se întâmplă nimic. Contează foarte mult inima cu care vii la biserică. Eutihul a zis, mă, zice, la orgă, nu vreau să cânt, nu vreau, zice, le-am promis la Pepen că în seara asta ies cu ei. Acum și părinții m-au zis că cine știe ce eu primi și părinții, că nu mai cumpăr mașină la 18 ani dacă ne faci de râs astăzi. Vine Pavel în vizită și ne faci de râs. Îmi trebuie, unde e pruncul tău în seara asta? Nu? Și na, acum stau pe geam. Știi ce e interesant? Că niciodată când stai la pe geam, nu cazi înăuntru. Totdeauna cazi afară.
Niciodată când ești la colțul turmei, nu o să cazi în brațe la păstor. Mă zice, am căzut la Domnul Iisus în brațe. Nu, o să cazi la diavolul în brațe. Pentru că aminte, citeam despre un om care era la dietă, făcea cură, și o mers până în oraș într-o zi și și-a dus aminte că are două variante să meargă acasă. Pe lângă o cofetărie sau pe unde a venit. Și el a zis, s-a tot gândit cum să facă, că acum, na, fiind la cură, să nu mănânci dulce. Să... Și a zis, Doamne, eu pun un semn, zice, că acum e cu semnele obiceiul. N-a observat, dacă plouă mâine, nu plouă, dacă curcubeu mâine. Altă dată poate vorbim despre semne. Altă dată. În fine, și a zis, Doamne, zice, eu pun un semn. Eu mă duc în fața cofetăriei, dar dacă nu este loc de parcare, eu nu mă opresc. Era un loc foarte aglomerat. Șansele să găsească loc de parcare erau minime, mai ales că era o zi de weekend. Știi ce a spus omul ăsta? O zis, a 8-a oară când m-am învârtit pe lângă cofetărie, am găsit loc de parcare. Înțelegeți ce spun? Puteți să zâmbiți că nu e un lucru rău, dar vreau să mergeți cu ceva de aici. Să nu mergeți direct la cofetărie acum, să mergeți exact cu asta. Deci așa sunt unii tineri. Zice, mă, zice, eu n-am vrut să facem nimic. Zice, noi sfinți de pe lume. Da, a 8 ore, 7 ore când am, da. Citeam despre un bărbat care a fost un mare bețivan. O trăit cu zeci de ani în urmă când nu erau mașini cum avem noi acum. Mergea cu calul la piață, omul acesta merea la oraș. Și ce a fost interesant, a zis că într-o zi când a mers la piață, a zis altcineva despre el, el nu mai putea să zică prea multe și o să vedeți din ce cauză. O zis, mă, zice, eu n-am găsit locul, piața era lângă niște bierturi, lângă niște baruri. O zis, mă, eu nu intru în bar, eu m-am pocăit, am făcut botezul în veci, eu nu m-am leg calul, zice, de stâlpul de la bar, de la birt. Că leg acolo, unde să leg acum? Știți că după câteva luni, spunea păstorul bisericii, după câteva luni a ajuns din nou în beție, din nou în ceea ce a fost. Pentru că e suficient să cauți marginea, să cauți lucrurile astea ale lumii. Uitați-vă la Lot și încheie primul punct. O zis Lot către Avram, probabil că o fi zis, să nu mă judeci și să nu mă spui la comitet. Eu în Sodoma și în Gomora n-ajung niciodată. Eu numai lângă Sodoma și Gomora. În Genesa 13, nu mai deschidem, Biblia spune că și-a întins corturile până la, până lângă, adică, nu? Nu o zis până în. O zis, îmi cumpăr extravilan, pământ extravilan, la Sodoma, lângă Sodoma. După trei capitole vin îngerii și îl iau de pe intravilan. Că niciodată nu o să poți să faci pași spre lume fără să n-ajungi în lume. Dar dacă astăzi faci pași spre Dumnezeu, o să ajungi în rai într-o zi. Doamne, ajută-ne la asta. Pe lângă că ispita are un loc preferat al ei pe care ai învățat deja că ar trebui să leviți, nu? Ispita are și un timp preferat în care vine. Ascultați, era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Mă, nu știu la ce oră plecați voi acasă și la ce oră ajungeți acasă. Mie îmi spuneau părinții la 10, fără un sfert să fie acasă. Știți, ca să ajung pe 10, îmi spuneau, știți? Nu știu dacă te ajungi tu acasă. Unii la 10 pleacă de acasă. Înțelegeți ce spun? Veneam într-o zi din misiune și am văzut o fată și un băiat sub stâlpul de iluminat public la ora 1 noapte. M-am uitat să văd și ei vin de misiune. Ce misiune au ei? Sub acoperire aveau. Înțelegeți? M-am tot uitat să văd, mai au o Biblie în mână, n-au curent acasă, poate și-o ieși în stradă să citească Biblia, știi? Mai să văd, nu? Sau poate nu? Nu, mă gândeam, cine știe ce se întâmplă. 1 noapte. Și apoi vii să vrei binecuvântare în ziua anunții, nu? Poți să chem pe cel mai mare predicator din țară, cel mai bun cântăreț, cel mai tare fotograf. Dumnezeu știe unde a fost. Uitați-vă la băiatul ăsta. Deci, Solomon, când a scris Proverbele, a zis, măi, eu eram în casă, mă uitam până zăbrele. Mă uitam. Și l-am văzut pe băiatul ăsta. Eu deja m-am schimbat să mă și cul, m-am uitat încoată să vă păgeam cine mai umblă. El atunci s-a schimbat să iasă. Știți, e diferență. Unii se pregătesc de culcare, alții se pregătesc de noapte. Știți? De aventurile nopții. Da? Am o întrebare. Cum îți închei serile? Cum îți închei serile? În lumină sau în întuneric?
prin locuri păcătoase, cu prietenii sau prin locuri sfinte. Uitați-vă, dragii mei, ce puțini oameni mai vin la rugăciune la biserică. Seara, nu? Uitați-vă ce puțini oameni mai merg în Oltenia. Eu n-am întâlnit, încă n-am avut, am avut sute de mărturisiri primite și încă n-am avut tânăr care să spună: frate Cristi, în timp ce tăiam cu drujba lemne la o văduvă, am fost ispitit, de mai puteam de ispit. Ați văzut asta vreodată? Eu n-am întâlnit. Frate Cristi, în timp ce eram în post și duceam mâncarea mea la spitalul matern în Arad, la o mamă cu 10 copii care n-avea, așa a fost situația, a fost mai greu, nu mai puteam ce ispitit eram. Nu. Altcumva erau mărturisirile alea. Zice, eram cu prietene, zice, pe la 11:30 în oraș. Înțelegeți? Locul, timpul. Știți că David seara se plimbă pe acoperiș. Tu ce faci seara? Era seara, David, ăștia erau la război. Se pregăteau de somn. David a ieșit la plimbare. Și în seara aia o întâlnit-o pe Batșeba. Știți ce făcea Isaac seara? Uitați-vă să vedeți în Geneza. Seara, cugeta pe câmp în taină. N-avea Biblie scrisă ca noi, dar dacă ar fi trăit Isaac astăzi, ar fi zis: mami și tati, eu nu ies cu nimeni. Eu mă duc până pe câmp aici să am un pic de liniște și să mă rog un pic. Eram în Oradea și îmi spunea un frate, care acum are mai mulți copii: frate Cristi, mi-am luat casa pe malul Crișului, dar nu să stau la plajă pe malul Crișului. Eu ies seara, zice, ies seara când nu mai e nimeni pe aici și stau ore întregi în rugăciune și numai Crișul știe să-mi spună și Dumnezeu câte rugăciuni am vărsat pe aici cu lacrimi. Dar au zis, uite-te la familia mea, zice, astăzi, îți binecuvântat. Alții seara măr la biliard, măr la discotecă, alții seara măr la film. Eu am ieșit astăzi să mă rog și îmi ies în fiecare seară. Tu ce faci seara? Băiatul ăsta seara a mers. Uitați-vă ce faliment a avut. Să nu uitați, ispita are un loc preferat al ei, dar ispita are și un timp. Și vreau să vă mai spun ceva. Întotdeauna când trebuie să fii într-un loc unde Dumnezeu te vrea și nu ești, diavolul are mai mare putere să te lovească. David trebuia să fie la război. Așa spune Biblia, pe vremea când împărații mergeau la război. Și atunci când tu nu ești, de exemplu, vă dau un exemplu. E seara de rugăciune la biserică și tu zici, eu stau acasă. Cele mai mari ispite le vei avea atunci. Ascultă-mă ce spun. Pentru că diavolul merge și spune așa: Doamne, eu am înțeles că trebuie să fie la școală, nu poți să merg la biserică. Trebuie să fie la serviciu, n-are cum. Dar acum seara el avea timp liber. Unde trebuia să fie asta? La biserică. Eu acum pot să-l ispitești, Dumnezeu îl îngăduie. Pentru că tu nu ești în locul unde trebuie să fii. Biblia spune în Psalmul 91, cel ce stă unde vrea el. Nu. Sub ocrotirea celui prea înalt. Dragii mei, există un perimetru unde Dumnezeu ne păzește. Spunea o fată a unui prezbiter care a început să umble într-un mod lumesc, și o să vorbesc despre asta imediat. Spunea fata asta când s-a pocăit: n-am ascultat de taică-mi, taică-mi m-a zis, mă, nu mă fă de rușine, eu mă duc la amvon și predic și tu umbli în halul ăsta, cu blugea care crapă pe tine strâmț. Și au zis, tate, dar nu se uită Domnul la Dumnezeu, se uită la inimă. Și-o visea fata asta că într-o noapte era în discotecă, deși ea nu umbla în discotecă, dar Dumnezeu a arătat unde o să ajungă dacă continuă în neascultare și în răzvrătire și în rebeliune. Știu că la unii nu vă place ce vă spun, nu mă interesează, dar abia aștept să stau pe acasă. Dar vreau să vă spun astăzi, dragii mei, că fata asta a avut un vis în noaptea aceea și s-o visea că era în discotecă, în ținuta în care era pe ea. Și au început să vină la ea doi băieți care s-au transformat în demon la un moment dat. Și au vrut să pune mâna pe ea și au început să strige: sângele Domnului, Doamne, ai milă, unde ești? Și au zis demonii: care sânge? Că sângele are putere când rămâi sub ascultare de părinți, de taică, de maică, de păstor. Vedeți că Biblia, știu demonii Biblia mai bine ca noi. O zis, care sânge, zice? Care domn? Ăla pe care îl ignori, zice? Păi dacă tu erai cu Domnul, nu erai aici. Noi aici, au zis demonii, aici avem putere să facem ce vrem, că ăsta e locul nostru. Tu unde ești? Fata asta s-a pocăit până la urmă și au avut regrete foarte mari, că n-a ascultat. Dragii mei, Dumnezeu astăzi ne cheamă să fim biruitori. Amin. Ispita are un loc preferat, are un timp preferat, dar are și un mod preferat prin care vine. Uitați-vă, mi-e și greu să citesc. I-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă, ca o femeie stricată și cu inima șireată. Nu trebuie să vă spun eu cum se îmbracă fetele stricate. Ce mă doare pe mine e că
E tare scurtă distanța la fust între multe fete stricate de pe marginea drumului și multe fete care cântă în biserică. Asta mă doare pe mine. Mă auziți ce spun astăzi? Fost nunț la care trebuie să pun capul în pământ că mă fă rușine să mă duc. Și pentru aia de anul viitor nu mai predic la nunți. Că oamenii vor să trăiască cum vor și să predice Cristi Boariu. Sau nu știu care predicator la ei la nuntă. Oameni buni, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Tu nu poți printr-o îmbrăcăminte ca unei femei stricate să zic un Pavel sau un Timotei. Mă auzi ce spun astăzi? N-ai cum să faci asta. Păi Timotei nu se uită după Dalila. Timotei se uită după Rebecca. Păi dacă te îmbraci, iartă-mă că-s direct astăzi, dar vreau să fiu direct cu voi, pentru că prefer să fiu dur acum înainte să cădeți, decât să fiu dur după ce cădem, nu? Prefer să-mi zică doctorul, mai ai grijă ce mănânci, decât să-mi zică acum ai cancer, poți, acum gata, zice. Nu? Dar ascultă-mă ce spun, dacă te îmbraci ca Dalila, n-ai cum să-l iei pe Isaac. N-ai cum. Păi dacă te îmbraci ca Dalila, Samson se va uita după tine. Eu vreau să te întreb, vrei să ai un băiat care are numai mușchi și ochii scoși afară? Ce înseamnă îmbrăcăminte provocatoare, îmbrăcăminte ca o femeie stricată? Sumar și strâmt. Am pus două S-uri să vă fie ușor. Sumar și strâmt. Păi trebuie să pleci, ca slujitor trebuie să pleci ochii în jos de multe ori. Crapă fusta pe ea. Crapă cămașa pe el. O mașină deschie până aici. Ce vrei să ne arăți? Dragii mei, dacă atunci când vin la biserică trebuie să vin cu covorul persan de acasă să mi-l pun pe picioare, n-am făcut nimic. Nu știu, mă înțelegi ce spun? Păi dacă vin la biserică trebuie să stau toată programa picior peste picior și nu știu cum să stau și cu două baticuri pe picioare, că mi-e rușine. Mai bine stai acasă atunci, mai bine stau acasă. Pentru că a spus Domnul că e vai de cel prin care vine, ce? Ispita. Aici e problema. Și ăla care ispiti va răspunde. Dar și ăla prin care vine ispita va răspunde mai mult. Da? Eu vreau să vă spun asta, dragii mei, că oamenii care arată mult din exterior, de obicei, n-au ce arăta în interior. Am avut olimpici în clasă, la școală, ortodoxi. Păi pe ăștia nu i-ai văzut vopsiți în trei culori, cu creste, știi? Știți, erau cu învățatul, cu matematica, cu limba română, cu... Și au ajuns sus în viață, să știți. Și nu a fost de religia noastră neapărat. Eu vreau să dau un exemplu astăzi ca să vă uitați și la oamenii din lume care au valori în interior, care sunt înțelepți, care își fac partea, care sunt preocupați de învățat, de serviciu. Păi ăștia nu măr că... Nu? Podoaba voastră să nu fie omul din afară, nu? Închei secvența asta mai dură, mai grea, spunându-vă și la băieți și la fete, dacă la tragi prin corp, trebuie să-l întreții prin corp. Și după 3-4 copii, corpul se schimbă. Și știu, nu unul, zeci de cazuri, când el a plecat la alta. Pentru că ea în corp l-a tras. Sau invers, dacă o atragi printr-o mașină de ultimul tip, n-am spus că e păcat să ai o mașină de ultimul tip, mai ales dacă care orfan și văduve cu ea, Domnul să mai dea încă 10. Înțelegi ce spun astăzi? Dar dacă până mașina aia o atragi, știți? Dacă până mașina aia o atragi, ea îți va spune când apare motorul model. Că știe, că el a zis cu ea. Nu? După motor deja, deci știe. După frână. Ea asta caută. Tu crezi că ea vrea să fie cu tine? Ea vrea să fie cu mașina, omule bun. Când tu nu mai ții pasul, te schimbă. Uitați-vă la părinții noștri, de ce credeți că au rezistat și nu au avut mașinile care le avem noi, oameni buni, și nu au avut cuptor de mică unde și frigideri cu gheață și toate condițiile care noi le avem astăzi. Pentru că ei, cei mai mulți dintre ei, nu au fost atrași de la aștia. Păi am vorbit cu frați în vârstă, unde ai întâlnit-o? Pe Insta? Nu, zice, ce e la Insta? Zice? Ce e? Instant? Sau cum? Pe FB? Nu, zice, am întâlnit-o seara la rugăciune. La noi în sat, în fiecare seară, erau rugăciuni. Și m-am uitat după fetele alea care vin la rugăciuni. Ca să nu-mi ia una care să mă scoată de biserică, știți? Să-mi ia una care să mă zică, măi, e 6 fără un sfert, trebuie să plecăm, nu? Nu la 6 fără un sfert, de-aș face unghiile. Merg la film, la cinema, la Arad. Înțelegeți ce spun astăzi? Deci până ce atragi, până aia trebuie să-l întreții.
dacă o atragi cu bani, să te ferească Domnul să ajungi pe ajutor de șomaj. Să te ferească Domnul. N-am spus că e rău să ai bani, deci nu interpretați greșit. Am prieteni care au bani și dau 1.000 de euro pe lună pentru Domnul. 1.000. Dar am și, știu și persoane care au milioane de euro și dau 10 lei pe an. Dar vreau să spun asta, dacă tu atragi pentru ceva, nu? Pentru ce te dai cu toate machiajele astea? Pentru ce? Că tu oricum ești frumoasă, nu? Deci pentru ce? Pentru că vrei să atragi categoria aceea de băieți care să te ia pentru asta. Și eu vreau să te întreb după nuntă în prima zi, când trebuie să dai jos machiajul, ce faci? Să sperie, fuge. Ce m-a îngreșit apartamentul, mă zice, dați-mi Google Maps. Waze, mă zice, unde am intrat, zice. Voi zâmbiți, dar eu am prieteni, am tineri care plâng din cauza asta. Știți? Apoi zice aici că era bună de gură. Haide, te frească Domnul să stai. Eu cu greu predic o oră, dar am întâlnit fete care 5 ore, frate, sau băieți. SMS-uri, da? Feriți-vă de oamenii care spun multe și n-au nimic de spus. Feriți-vă de persoanele care toată ziua trimit mesaje pe telefon, care toată ziua stau la povești. Cu 10 vorbește odată. Mi-e și cu unul mi-e greu să vorbesc odată. Că nu mă înțelege. Noi trebuie să gândim ce spunem, știți? Dar nu trebuie să spunem tot ce gândim. Ce am făcut, nu știu ce, ce am mâncat, vezi că-s la mall și mănânc Crispy House. Dar ce mă întreabă că tu mănânci? Am treabă eu că ești la chinez, mănânc și ce. Dar tot, e tot ce fac, trebuie să spună, să afișeze. Dragii mei, omul lui Dumnezeu nu face asta. Omul lui Dumnezeu are intimitatea lui. Are secretele pe care le știe, le ține pentru el, pentru familia lui. Sunt lucruri care trebuie să rămână în casă, nu? În familie. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Nu? Vorbe cu două înțelesuri. Mesaje cu două înțelesuri. Știi ce e interesant la fata asta? Că fata asta merea și la biserică. Fate Chis, dar cum poți să spui așa ceva? Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, zice. Că e expert diavolul. Dacă tu ești un om firesc, diavolul va veni la tine în mod firesc. Dacă tu ești un om spiritual, diavolul vine la tine cu limbaj biblic. Spunea un băiat, frate Cristi, când am vorbit cu fata aia, mi s-a părut că e înger de lumină, până mi-a sărit în brațe. Dar o fată pocăită, asta face. Plimbăreață, auziți, Proverbe 7:11. I-a alergat înainte, i-a alergat. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Trebuia să o legi cu lanțul ca să spele vasele. Să o legi de frigider. Sau da la gaz. Asta nu putea să facă lucrul ăsta. Să stea acasă, dragii mei, ascultați-mă. Tinerii care se înțeleg bine cu părinții și stau în ascultare, pentru ei să-și ajute mama sau tată, e o bucurie, e o plăcere. Cred că fetele au zis, cine l-a chemat și pe ăsta aici în sala asta? Păi, plimbăreață. Și-a lăsat ghiozdaunul de la liceu, așa, și-a plecat. Dacă chiuveta, știți, chiuveta ca și turnurile de la New York. Farfuriile, știți? Dacă mai pui una, mică exact pe jos, toate. Praf să fac. Păi asta îți dorești. Asta îți dorești să ai o fată din asta? Nu? Oamenii care toată ziua se plimbă. N-au nimic de lucru. Eu nu înțeleg, dragii mei, eu am 5 copii acasă, iertați-mă, uneori nici la masă n-am timp să mă duc de multe ori. Ocupat. Eu cred că un om care e cu Domnul, e ocupat, nu? N-are timp liber. Mă plictic cu capa, știi? Păi ascultă-mă să spun ceva, când o să te plictisești, o să vină diavolul să-ți dea lovituri. De ce crezi că Dumnezeu, când i-a scos pe Adam și pe Eva afară, o zis că trăi tu, Adame, la sapă și tu la naștere? Ca să nu te mai plicti pentru aia. Că în Eden, toate creșteau fără să faci nimica. În Eden stăteai frumos și te uitai și când ai prea mult timp liber, vine și șarpele, că și el are timp liber. Ce mai faci? Cum ești? Bine. Pe unde ai fost astăzi? Hai să vezi pe unde am fost. Și începe ispita și începe loviturile.
Acum, ia, prea multă apropiere, ascultați, Proverbe 7 cu 13. Ea l-a îmbrățișat, deci te vede, auziți, te vede prima dată în viață și deja la tine în brațe. Deci nici n-am cuvinte, nu știu cum să spun. Stimate fete, ascultați-mă. E adevărat, băieții sunt mult mai atrași din punct de vedere fizic, dar o fată pocăită trebuie să spună stop. Semnez pentru mine și mai. Eu încă n-am găsit, dragii mei, eu n-am pățit. Mi-am cumpărat casă, n-o zis, auzi, tu vine și te mută și păstă 5 ani când semnezi pentru casă, îmi dai bani și... Nu, e nu. Ați pățit așa ceva? O mărs cineva la piață și-a pus mâna pe roșii, știți? Și-a zis femeia, dacă acum ia-le, zice. După ce, ia-le acum. Nu atinge dacă n-ai plătit pentru mine. Ai plătit ceva pentru mine până acum? Ai semnat pentru mine? Lasă-mă, zice, lasă-mă în pace. Nu? Voi trebuie să spuneți lucrul ăsta. Eu așa cred, o fată care e pocăită, dragii mei, și cred că sunt fete pocăite aici, au principii. Au principii. Nu? Nu vise, mă, o să mă ceară la păturnul Eiffel. Nu știu cum, să cădem cu parașuta, vedem. O să fie numai romantic, Maldive. Visele, să vedeți când se transformă în coșmarul sau în realitate, cum sunt, nu? Eram undeva, nu zic unde, ca să nu aveți prilej de bârfă. Eram într-un magazin, stăteam la rând. Și o fată lângă mine, cred că 15 ani avea. Așa îmi era mâna, l-a scris. Dragii mei, eu am zis, mă, deci asta dacă așa spală vasele cum îi mere mâna, la o nuntă întreagă poate spală vasele singură. Serios, m-am speriat de ea. Și m-am uitat, am fost și eu curios, m-am uitat. Cred că erau vreo 50 de inimioare într-un singur, m-așa trimise, știi? M-am pus mâna la cap și nu i-am zis nimic, ce să zic, păi nu te poți băga, nu? Am zis, mă, dacă ai știut ce înseamnă inimioarele astea, câte pampersuri înseamnă inimioarele astea după căsătorie, să vezi ce înseamnă. Când trebuie să schimbi copilul, când plânge în noapte copilul la ora 4, știi? Și ea se gândește ce frumoase mesaje îmi trimitea soțul, așa că se scoală el să facă laptele. Și tu zici, dar ce, dar eu l-am făcut, dar e maică-sa. Dacă trebuie, nu, lasă, meargă. Știți, ați văzut iubirea de pe WhatsApp și iubirea din viața reală. Știți ce e important? E să ai un partener care o trăi cu Dumnezeu și care trăiește cu Dumnezeu. Care nu te iubește pentru ceea ce ai, ci te iubește pentru ceea ce ești. Că stăm pe chirie, că avem o casă. Că într-o zi pierd locul de muncă, care acum poate merge bine. Eu te iubesc mai departe. Pentru că noi nu ne-am întâlnit în piață. Noi nu ne-am întâlnit la film. Noi ne-am întâlnit în biserică. Prea multă apropiere, eu sărit în brațe, direct, hai, repede. Domnul să aibă milă. Mă duc mai departe, minciunile ispitei. Știți că ispita are anumite minciuni. Adică diavolul când vine la tine să te ispitească, da, îți spune niște minciuni în minte. Prima minciună, toți fac asta. Toți fac asta. Nu e adevărat. Sunt tineri aici care se păstrează curați și trăiesc pentru Dumnezeu. Nu toți fac asta. Ar trebui să știe România întreagă că încă sunt tineri pocăiți, nu doar creștini, în acte, dar la care au semnat, că sunt încă tineri care nu fac asta. 1 Ioan 2 cu 13. Vă scriu părinților, dar vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit. O zis Ioan, mă, în biserica aia, eu știu câțiva tineri acolo în sală, care sunt niște biruitori. Care își întorc privirea de la păcat, care au o viață de biruință. Nu mai credeți minciună. Dragii mei, să nu vă înșele diavolul cu minciuna asta, că toți fac asta. Nu. Nu. Sunt persoane și astăzi. O zis Ilie, eu singur, Doamne, ia-mi viața, eu singurul care a rămas aici, altul nu mai este. Dacă nu, vezi cum ai grijă de mine. Că... Și-o zis, Doamne, Stalin, mai sunt 7.000. Că nu-s pe YouTube. Aia nu înseamnă că nu predică bine. Că predică în Oltenia, poate, și nu i-o filmat nimeni niciodată. Mai sunt 7.000 care, nu știu, care pe telefon au predici și cântări și prorocii, nu imagini morale. O altă minciună a diavolului, ascultați, nu te vede nimeni. Proverbe 7 cu 19, bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă. Nu te vede nimeni, zice. Tata și cu mama nu sunt aici, nu-i nimeni aici, păstorul nu mai e aici, prezbiterul nu mai... Zice, acum nu ne vede nimeni. Mă gândesc la Iosif, spuneam acum la o nuntă, pentru aia m-am întârziat, am fost la o nuntă cu ajutorul Domnului și o zi spuneam acolo la nuntă despre Iosif. O ajuns într-o zi singur acasă, nu știu cum unde a plecat bărbatul acela,
Potifar, nu știu unde erau slujile la val, nu știu unde erau, dar au rămas în casă singur cu fata asta. Și ascultați-mă, în viața voastră veți întâlni astfel de ocazii. Când vei fi singură cu un băiat, când vei fi singură cu o fată, singur cu o fată. Și fata se uita să vadă dacă termopanele sunt închise bine. Dacă ușile sunt închise bine. Avea cheile, probabil poate, într-un buzunar. Și Iosif se uita numai în sus. Și au zis, uite-te la mine în ochi, am închis ușile. Nu ne vede nimeni, putem să păcătuim. Și el a zis, este cineva care ne vede. Și numele lui e Dumnezeu. Tu nu-l cunoști, că dacă l-ai cunoaște, nu m-ai provoca. Dar eu-l cunosc. Eram copil acasă și noaptea visam cu Dumnezeu. Și aveam vise de la el. Și tu vrei să-mi faci viața un coșmar? Știți ce e interesant? Că Iosif o mai știut o ușă pe care asta nu închisă. Și a fugit. Înțelegeți? Eu sunt tare, nu așa spun unii. Eu sunt tare, frate, zice, eu cu asta n-am treabă. Eu pot să mă uit, zice, la toate filme din lumea asta, eu când văd o fază că se pupă, să se îmbrățișează, imediat mut cursorul. Imediat îl mă mai în față. Și apoi înapoi. Înțelegi ce fac? Dragii mei, știți când luăm cele mai mari bătăi? Nu vă spun să vă uitați la fotbal, că, dar știți, nu? Echipele care, după ce fac 3-4 meciuri bune, atunci au cea mai mare înfrângere. Zice, mă, pe noi? Zice, păi, noi batem pe orice, ne zice. Așteaptă, 6-0 imediat. Așteaptă. 6-0. Nu? Mă gândesc la Samson. Samson a ridicat două porți, istorici spun că ar fi avut fiecare poartă câteva sute de kilograme. Mă, și-a făcut Samson cu ele. Și eu zic, părinții, mă, ai grijă și tu, lasă cu filistenele mai încet, cu filistencele, lasă-o mai încet. Deci avem și noi fete la cor, dacă vrei să ajung în biserică. Și el a zis, mami și tate, zice, dar eu pocăiesc, eu pădalele o pocăiesc, zice. Eu zice, dar eu stare, mami, pe mine nu mă face nimeni cum vrea. Poți să-mi zică fata ce vrea, eu rămân în picioare. Așa au fost, nu? Ce-a zis Dalila? Mă iubești? Do you love me? I love you. Nu? Mă iubești? Mă iubești, așa-i? Dacă mă iubești, n-ai vrea să nu mai vorbești în alte limbi. N-ai vrea să nu te mai rogi cu lacrimi. Dacă spui că mă iubești, eu nu pot să mă împac cu asta. Mi-e întrebă unul care să ies în oraș și lasă lacrimile, lasă Biblia acasă. Lasă-o pe maică ta că e bătrână. Și pe taică tot că nu mă apăuși și rugăciune știu. Dacă mă iubești, de unde îți vine puterea? 1 Corinteni 10 cu 12. Cine crede că stă în picioare, să se mai urce o treaptă mai sus și să-și facă poză. Să iei seama. Să nu cazi. În 18 mai 1980, în America, a avut loc erupția unui vulcan. Sfânta Elena din Washington. Cea mai mare erupție din istoria Statelor Unite. Cea mai mare erupție. 18 mai 1980. Cu 2 luni în spate, până martie, au început să meargă pompierii, polițiștii, până toate statele care erau în jurul vulcanului și orașul. Și au zis, oameni buni, măsurătorile noastre ne spun că în scurtă vreme aici va avea loc o erupție puternică. Și-au luat oamenii bagajele, și-au luat ce-au mai avut pe-n casă și-au plecat. Au ajuns oamenii ăștia, polițiștii, pompieri, la un bătrân de 83 de ani, Harry Truman. Și-au zis, domnul Harry, cu tot respectul, sunteți un om în vârstă, ați muncit mult la casa asta, vrem să vă anunțăm că vulcanul care e foarte aproape de dumneavoastră va erupe curând. Vă invităm respectuos să vă luați ceea ce aveți și să plecați. Știți ce a spus Harry? O zis, nu știu dacă va erupe sau nu, ce vreau să vă spun e că am trecut până 2 războaie mondiale și nu m-a ucis nimeni. Am fost cu submarinul și am scăpat, am fost pe front, au trecut gloanțele pe lângă mine, credeți că asta mă ucide? De ce spune istoria? Că nu a plecat. Și a fost îngropat sub 45 de metri de lavă, cenușă și foc. Pentru că a zis, asta zici, eu am experiență. Cei mai mulți care au căzut au zis, frate Cristi,
Știi când am căzut? Când am zis, pe mine nu mă termină nimeni. Eu vă rog astăzi să nu vă credeți tari. Tari numai Domnul. Dacă ne ține cineva, e mâna Lui și brațul. O altă minciună, păcatul e dulce. Frate Cristi merită. Mi-aduc aminte că aveam un coleg, am stat în Micalaca cu părinții în Arad și aveam un coleg vreo 4 ani mai mare ca mine. Mult a încercat diavolul să mă ispitească pe băiatul ăla. Sebi îl chema. Băiatul ăsta trăia și cu fete, ieșa și cu alcool și țigări și multe păcate. Mi-aduc aminte că odată i-am spus, Sebi, i-am învățat ceva la biserică. Am început să râdă. Ce ai învățat? Am învățat că păcatul e numai o clipă. Dulceața păcatului e numai o clipă. Știți cum a ajuns să-și bată joc de mine? Mă striga pe stradă mai târziu. O clipă, ce mai faci? Și puneam capul jos. Și uneori lăcrimam. Că mă făcea de râs la școală și își bătea joc de mine. Nu vreau să vă spun unde e el astăzi. Vreau să vă spun doar că păcatul e o clipă. Că dulceața e o clipă. Și apoi vin remușcările. Proverbe 5:3, buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemn. Dar eu nu înțeleg cum mierea asta se poate transforma în versetul 4, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Oameni buni, eu când pun miere în ceai, vreau să pun miere, nu vreau să pun grefuit. Câte persoane au zis, oricum ne căsătorim, putem face, putem trăi oricum. Păi dacă fata cu care discuți astăzi îți dă voie să faci orice cu ea, înseamnă că fata aia a mai făcut orice și cu alții. Ascultați-mă. Dacă băiatul nu are principii, crezi că au avut acum 5 ani principii? Nu. Dar am o întrebare mai grea. Ce te face să crezi că peste 4 ani, când va merge o lună la muncă în Spania, va rămâne fidelție? Ce te face să crezi că atunci când va lucra pe tire, îți va rămâne fidel dacă înainte o zici că oricum ne căsătorim? Nu? Dragii mei, păcatul e dulce, numai că la urmă e amar. Citeam despre Nathan Horwitt, un expert în culturile de ciuperci, unul din cei mai buni oameni de știință când e vorba de ciuperci, Nathan. Omul ăsta a zis că există o specie de ciuperci numită Amanita phalloides, care e cea mai otrăvitoare din toate speciile din lumea asta. Și acum ascultați ceva interesant despre ciuperca asta. Spune el așa, este însă ceva foarte ciudat cu aceste ciuperci. Gustul lor este foarte bun. Și spunea el așa, mănânci cu familia ciupercile astea, atât de gustoase sunt, mergi, te culci și a doua zi mergi la serviciu și spui, colegul, am mâncat ieri niște ciuperci extraordinare. În timp ce tu vorbești cu colegul, începe să-și facă efectul. Începi să-ți pierzi cunoștința și mori. Știți de la ce? De la un gust extraordinar de frumos, de plăcut. Dragii mei, la fel, să știți că e cu ispita, ca și o ciupercă otrăvitoare. Foarte atractivă și bună la gust, dar camuflând o travă cea mai puternică. În ultima parte a mesajului vreau să vedem cum putem birui, cum putem fi biruitori a ispitelor. Că nu e suficient să spui, Domnul, aveți cancer. Bun, dar cum poți să scap de asta? Că dacă îmi dai algocalmin, mă duc să-mi iau și sicriu cu algocalminul. Să cumpăr și sicriu. Hai să vedem ce ne recomandă Dumnezeu prin cuvântul Lui. Cum poți să biruiesc ispita? În primul rând, unu, știind cuvântul Lui Dumnezeu, cunoscând cuvântul Lui Dumnezeu. Amin? Dragii mei, ce mă doar la generația voastră. Atât de mult mă bucur că n-am avut calculator până în clasa nouă. Acum n-ai ce să faci, că ai nevoie de el. Dar până în clasa nouă, mă aduc aminte, era revista aia Descoperirea Comorii. Nu știu cine a mai prins-o aia. Concursuri biblice, jucai țomanapt, știți, țări, orașe, munți, dar din Biblie. Acum nici din geografie nu știu nici. Din Biblie, zice. Unde? Păi până găseai o țară din Biblie cu nu știu ce literă, cu litera B, căutai 2 zile. Dar erau căutări frumoase. Că așa au făcut Domnul acum când trebuie să deschide. Nu mai cauți Estera pe Noul Testament, știi? Unii caut Apocalipsa după Geneza. Știți? Păi dai să-mi. Vreau să te întreb pe tine ca fata, dacă zi un bărbat, un băiat care nu a citit Biblia odată în viață, cum o să te ducă la în cer, mă, oameni buni?
Păi tu îi spui când îi spui ceva din Biblie, el zice, da, ce, asta scrie în Biblie? Înțelegeți? Dragii mei, uitați-vă la Iisus și la diavolul în pustie. Nu a venit diavolul la Iisus și a zis că, auzi, hai bagă la pariuri sportive. Barça cu Real. Cât crezi că o să facă mâine? Nu. Pentru că la oamenii spirituali nu poți să vii cu lucrurile astea. La oamenii spirituali, diavolul își ia îmbrăcămintea și care se numește înger de lumină. Și mă duc. Și au zis, și l-au pus în fața ispitei. Știți care a fost răspunsul lui Iisus la fiecare ispită? Nu intra pe resurse, mă, zice, unde scrie aia, zice? Este scris, zice. Este scris. Dragii mei, ascultați-mă. Psalmul 119:9. Cum aș va ține tânărul curată curarea? Îndreptându-se? Vreau să fac o afirmație acum, care vreau să rețineți minte. Știi cât de curat vei fi moral, spiritual, fizic, câtă Biblie cunoști și câtă Biblie împlinești. Eu, cuvântul meu nu are putere, cuvântul lui Eminescu, al lui Caragiale, nu mai vorbim, nu are cum să aibă putere. Vreau să vă spun astăzi, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dar am o provocare pentru voi, nu lăsați pe diavolul să știe Biblia mai bine ca voi. Ce mă doare, dragii mei, că diavolul știe Biblia mai bine ca mulți pocăiți. Ai durere, asta e durerea care o am în inimă. Și atunci, cum să nu te înșele? Eu știu tineri care păcătuiesc având la bază verset din Biblie scos din context. Și trăiesc în păcat cu verset din Biblie. Că l-au auzit, că l-a spus cineva. Când am fost la Nădă, dacă acum o lună jumate sau două, îi spuneam acei, poate mai țineți minte, că eu pe unii am și blocat pe WhatsApp. Și deși îmi trimite versete biblice, îmi trimite. Poate că zici, dar cum? Dar tu nu ești, tu nu ești pocăit. V-ați pocăit. Dar știi ce nu-mi place? Îți trimite nu știu cine un verset biblic, tu m-ai trimis la 100, ăia 100 îmi trimis și mie, și nu știu cum se face că același verset îl trimis de la 50 de oameni într-o zi. Dar vrei să vă spun ceva? Poate din ăia 50, poate niciunul nu sta pe genunchi să citească versetul ăla dimineață. L-au primit și ei de la cineva. Și îl trimit mai departe și spun, mă, ai văzut ce pocăit îs. Și am blocat. Că mie nu trebuie pocăință copy-paste. Dumnezeu, dragii mei, de-abia aștept să-mi trimite unii mesaj, să zic, frate Cristi, în dimineața asta am stat pe genunchi și am avut un cuvânt de la Domnul pentru tine. Uite, deschide Biblia acolo, acolo. Dar mai întâi am deschis-o eu. Că așa să împărțim zilele de post la altul și versete la altul și eu ce fac? Eu mă uit să văd cât e scorul. Înțelegeți ce spun? Dragii mei, vreau să înțelegeți astăzi, trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu în ispită și să vinea diavolul să fac ceva. Și a venit Domnul cu cuvântul din Biblie și am fost salvat. Duhul Sfânt spune, în zilele alea grele, când veți fi ispitit, încercați în probleme, Duhul Sfânt vă va... Nu zice că atunci Duhul Sfânt o să pună în voi ce n-aș ști. Nu, vă va aduce aminte. Știți care e rugăciunea olimpicului la examen? Doamne, adu-mi aminte ce am învățat. Știți care e rugăciunea repetentului? Doamne, fă să nu-mi cadă asta. Doamne, fă să nu-mi cadă nimic de manual, că n-am învățat nimic, Doamne. Înțelegi ce spun astăzi? Nu știu. Foarte multe bilete la amvon. Examene, zice, bă, vine bacul. Nu știu cine are bacul anul ăsta, Domnul să-l binecuvinteze. Bacul e printre cele mai ușoare examene din viață. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu va fi cu tine la bacă dacă și tu ai fost cu El la ore. Că dacă erai pe hol și te săruteai cu nu știu care și ăștia erau și făceau matematică sau erai pe mol, când ăștia își rodeau coatele, sigur o să scadă ceva ce nu știi. O derivată din aia te derivă complet. Înțelegeți ce spun? 2. Cum pot să fiu un biruitor? Pe lângă că știu cuvântul, trebuie să mai știu ceva, că nicio ispită nu-i peste puterea mea. Adică cum eu, pe pruncul meu, pe Ianis, care are 3 ani jumate, nu i-am spus, du-te și ridică un sac de ciment și să-l bat, că nu pot ridica sacul de ciment. Nu o să faci așa ceva. Nu. La fel Dumnezeu știe. Tu ai un an de la botez, tu ai 2 ani de la nașterea din nou, tu ai 3 ani de la botezul cu Duhul Sfânt și Dumnezeu îi îngăduie diavolului și îi spune, atâta ai voie să faci. Te poți lega de Iov, dar să nu te atingi de viața lui. Că viața e în mâna lui Dumnezeu, nu în mâna diavolului.
Dragii mei, ascultați-mă, nu există tânăr și tânără care să zică, frate Cristi, frate păstor, fraților, eu, zice, a fost mai mare, ispita a fost mai puternică ca mine. Nu. Dar vreau să subliniez ceva. Dumnezeu știe că trebuia să citești pe Biblie, știe că trebuia să postezi, să faci alte lucruri, atunci vine pe măsura aia, că tu n-ai făcut asta, nu-i vina Domnului. Dar ascultați ce spune Biblia. 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Mai e ceva și revin la Iosif. Știind că nu există ispită fără uște de scăpare, ci Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre și împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea. Slăviți să fie Domnul. Atât de mult, revin la Iosif, atât de mult îmi place de Iosif, o căutat ușa. Iosif se tot uita, mă, unde e, că acum ne-a pus pompierii să punem semnul ăla exit la biserică, n-ați observat? Trebuie să uita Iosif, unde e exit? Asta căuta enter, știți? Iosif căuta exit. Diferență foarte mare. Uitați-vă peste ani, despre femeia lui Potifar nimic nu se mai spune în Biblie. Că păcătoșii nu rămân în istoria lui Dumnezeu. Despre Iosif se mai spune ceva, așa-i? Și ne vrei să spune despre Iosif, și în toată Biblia vorbește despre Iosif. Dacă Iosif păcătuia în ziua aceea, poate rămânea mai departe robul lui Potifar, că ascuns trăiau ăștia în adulter, poate ani întregi, în preacurvie. Așa, pentru că a rămas un sfânt, a ajuns Potifar robul lui Iosif. Merea Potifar după grâul la Iosif. Pentru că, ascultați-mă, dragii mei, poate acum e greu să rap, poate mi-e greu că îmi spunea un băiat, îmi spunea tatăl, de fapt, acelui băiat, un frate prezbiter. Uite, frate Cristi, copilul meu a fost plecat cu clasa la București, toți au vrut să meargă la film în mall și băiatul meu a zis clar, nu mă duc. Nu vreau să pun înaintea ochilor mei ispit. Eu nu vreau când mă rog să mă apară aia și poți mă tate dezbrăcată. Eu vreau să rămân, eu așa m-am hotărât, eu rămân mai la film, mi-a zis băiatul ăsta. Îmi spunea fratele ăsta cu satisfacție, frate Cristi, așa de marcat a rămas clasa, toată clasa nu mai mărs nici la film. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de 1000 de tineri ca să schimbe România. 3 tineri o schimbare a legea unui imperiu. Dar ești gata să cauți ieșirea din ispită? Ești gata să stai în picioare? Apoi, mă duc mai departe, încă două lucruri și am încheiat. Știind că vegherea și rugăciunea nu trebuie să lipsească din viața mea. Ascultați Marcu 14:38. Vegheați și rugați-vă. Noi veghem, nu mult. Știți când veghem? M-a mai intrat un like, zice. Am vegheat. Mi-a vibrat telefonul. Nu la vegherea aia mă refer. Că suntem, uitați-vă, dragii mei, suntem avizi după like-urile oamenilor, după aprecierile lor. Citeam acum recent, de 2 zile, cred că, s-au urcat 2 tineri pe tren, iar să-și facă selfie. Selfie cu 22.000 de volți. Unul a murit și altul e grav în spital. Pentru că trăim într-o lume care dorește aprecieri. Dacă nu m-au dat 30 de like-uri, mai pot să mănânc, n-am poftă de mâncare. Mi-am luat poșta aia din Italia și nu m-au dat ăștia comentarii și m-au spus că e urâtă, am găsit tot în depresie. Asta e generația de astăzi. Asta e. Voi zâmbiți. Eu nu zâmbesc. Pentru că le-am la mărturisire problemele astea. Că nu au băgat-o în seamă ăla, că nu știu cât timp, nu știu ce. Dragii mei, ascultați-mă, eu îmi doresc like-ul lui Dumnezeu. Că dacă am 5.000 de like-uri de la oameni și Dumnezeu spune, du-te de aici, că nu te cunosc, ce-am câștigat? Ce-am câștigat? Dar dacă Dumnezeu spune, vină rob bun și credincios, te pot bajocori toți, tu știi că ești cu Dumnezeu. Dumnezeu a spus, dacă vrei să fii biruitor, ascultă-mă, veghează. Tot timpul, uite, de unde poate veni? Mă duc acum în piață, am grijă acolo, de unde poate veni? Mă duc dincolo, ai grijă, nu înșel acolo, să nu mint o jumătate de adevăr, nu? Tot timpul în veghere și rugăciune, veghere și rugăciune. Te miri că ești biruit de ispită, cât de mult te rogi? Sau cât de profund te rogi? Că nu înseamnă neapărat că dacă ne rugăm mult, ne rugăm și profund. Că poți să nu te gândești în alte parte și te rogi jumătate de oră. Nu? Nu. Cât de profund te rogi? Psalmul 39:1, ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâugurii cât va sta cel rău înaintea mea. Știți ce a spus Iov? Am făcut un legământ cu ochii. Și ascultați-mă, Iov n-avea niciun verset din Biblie scris, Iov a fost contemporan cu Avram. Nici Avram și nici Iov n-au avut niciun verset din Biblie scris. Nici pe că creștină n-au avut Biblia, păi dacă avea Iov Biblia, cred că era poate și mai sfânt.
Cum o să stai tu și eu înaintea Domnului când o să zică Iov, eu am făcut legământ cu ochii? Și tu ai zis, eu vreau să mă uit încă o dată, să văd cum îi stă. Și închei. Mai trebuie să știu ceva, dacă vreau să fiu biruitor. Dumnezeu în Biblie are promisiuni pentru cei care biruiesc. Dați-mi voi să vi le citesc. Nu mai deschid Biblia. Apocalipsa 2:17 va mânca din mana ascunsă cel ce va birui. 2:26 Apocalipsa va stăpâni peste neamuri. Păi vreau să te spun o întrebare. Nu te-ai putut tu stăpâni? Te pune Dumnezeu să stăpânești pe alții? Păi îi termin pe toți. Nu? Uitați-vă la Moise. M-am uitat. Spunea mult despre Moise o chestie extraordinară. 40 de ani Moise o învăța că e cineva. Mereu îi spunea oamenii, tu ești fica lui, tu ești băiatul lui Faraon, fetele Faraon. Și Moise, poftiți vă rog, următorii 40 de ani o învăța că nu e nimic. Și de la 80 până la 120 o învăța ce poate face Dumnezeu cu nimic. Păi, dragii mei, dacă îl trimitea Dumnezeu pe Moise la 40 de ani cu poporul evreu în Canaan, numai el intra. Numai el intra. Pătăți îi termina. Pătăți, păi, dar cum? Nu putea să stăpânească, păi nu omoră pe ăla, că s-a certat atunci. 40 de ani Moise a trebuit să meargă la pas cu oile. Și l-a întrebat Domnul, și i-a spus Domnul, acum pleci, acum nu mai trebuie. A spus Moise, nu mai, trimite pe altul. Ăștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă, care spun, trimite, Doamne, pe altul, dar Dumnezeu îl cheamă pe el. Și oamenii care spun, Doamne, sper că m-ai văzut, eu trebuie să conduc acum. Numai ce am venit și eu din lume și vreau să conduc eu aici, să fac eu topă, să tot, ăștia să răfie jos acolo. Să... Eu le arăt la toți cine este. Stai frumos și te pocăiești. Și fii un exemplu și un model și apoi poți să înveți și pe alții. Că dacă nu poți să stăpânești peste tine, pui tu mere acasă și te faci toate prostiile și vezi să cânti solo. Nu? Nu poți, nu merge. Dragii mei, va stăpâni peste neamuri, va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu. Apocalipsa 3:12, stâlp, auzi. Păi dacă n-am reușit să fiu bec în biserică, mă pune Dumnezeu stâlp, așa-i? Nu. Dar dacă aici Dumnezeu, unde te-a pus, ai fost, ai luminat, ai fost la locul tău, într-o zi vei fi un stâlp și vei susține greutăți mai mari. 3:21, va sta pe scaunul de domnie cu Dumnezeu. Dragii mei, pe mine nu m-a chemat încă primarul să stau pe scaun cu el. Nu m-a chemat. Că nu este loc, ați observat. Nu este loc. Îi strâmb scaunul. Așa de mare e scaunul Domnului, că pe toți biruitorii din seara asta au zis, Domnul, stați lângă mine în cer. Iacov 1:12, ultimul verset pe seara asta, ferice de cel ce rabdă ispită, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care au făgăduit Dumnezeu celor ce-L iubesc. Și de ce nu înșel pe soția mea că o iubesc? Și de ce nu înșel tu pe Dumnezeu și eu pe Dumnezeu nu-L înșelăm și nu răspundem ispitei? Pentru că-L iubesc. Închei cu mărturia Sarei. Vreau să citesc articolul ei. Sara a fost o fată care a murit în urmă cu 3 luni de zile în accident de tren. Poate unii dintre voi ați auzit. 5 fete veneau de la Cluj. Au intrat trenul în mașina lor și 4 au murit pe loc. Una dintre ele a fost Sara. O fată deosebită, o fată exemplară. O fată cu mărturie extraordinară. Trebuia să meargă să susțină discursul la finalul anului, la facultate. A avut un vis și s-a rugat mult pentru viitorul ei logodnic, pentru viitorul mire. Am citit câteva file din jurnalul ei, m-au trimis surorile ei, le-am arătat și soției mele și la surorile mele. Fata asta a fost o fată model, o fată care a zis, Doamne, eu m-am păstrat curată, nu mi-a trebuit băieți în liceu, în facultate, dar m-aș bucura când termin facultatea să mă căsătorești și eu. Aș vrea în ziua când o să se încheie facultatea să fie logodnicul meu în sală sau prietenul meu în sală. Vreau să spun că în ziua când și-o încheia facultatea era logodnicul ei în sală, numai că în cer. Așa cuvinte frumoase scria fata asta. Așa trăire a avut cu Dumnezeu fata asta. O fată care a avut un verset preferat din Biblie, Filipeni 1:20. Nu știu cine și l-ar putea lua asta. Poți te rog să-l afișezi? Filipeni 1:20. Mă aștept
și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dată de rușine cu nimic, ci că acum ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. O să spun și de Cristi, dar nu e o tragedie să te lovească trenul. Nu, nu, nu. Tragedie să mor cum a murit vecinul meu, acasă în pat, cu revistele imorale sub pat și cu țigări și cu alcool lângă el. Aia e tragedie. Vă citesc înainte să facem rugăciunea articolului ei, între ultimele care le-au scris în viața asta, din Proverbe 7, din textul care a predicat. L-am găsit pe internet. Azi dimineața m-am pus să citesc Proverbe 7. Ca niciodată mi-am dat seama că versetul 15 păstrează o învățătură extraordinară. Hai să mai citesc o dată. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am dat seama că e greșit să ieși înainte. Auziți o fată? O fată care gândea diferit de cum gândesc multe fete din lume. Mai precis că nu-i treaba mea să ies, să caut. Uitați-vă ce vremuri trăim, îți trimit fetele mesaje, nu faci fată tu ca băiat să răspunzi. Uitați-vă cum s-o schimba vremurile. Dragii mei, o fată care are principii, nu că nu trimite mesaje, răspunde și cu greu la mesaje. Păi nu se lasă cucerită de oră, cine? Aia acum cu tine, mâine cu altul. Și fata asta a zis, am înțeles ceva, că lucrul acesta e atât de periculos deoarece îți dă o stare de agitație. Și atunci când ți se pare că ai găsit, de fapt e doar ușa spre un păcat ce lasă urme adânci. E nevoie să veghem și să nu dăm voie agitației să se cuibărească noi. De aceea noi, fetele, suntem mai nerăbdătoare în unele domenii ale vieții. Vrem să știm ce va fi, unde, când. Și fără să realizăm toate aceste întrebări, ne pot duce chiar în starea femeii din Proverbe. E atât de bine să știi să te stăpânești și chiar dacă unii ori e greu să nu mai pui întrebări, ceea ce îți poate oferi liniște și siguranță este pacea lui Iisus. Cerând pacea din mâna lui, vei reuși să rămâi la locul tău, să nu umbli pe ulițe și prin piețe, ci să stai răbdătoare, plină de încredere, chiar acolo unde te găsești. Așadar să nu uităm, piața nu e pentru noi, acolo se vând suflete, trăiri curate, vieți sfinte, pe un blind de linte. Să rămânem veghetoare. Printre ultimele cuvinte care le-au scris, la 22 de ani a plecat dintre noi o fată care o birui. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune. Eu știu momentele în care sunt ispitit, eu știu cum vine diavolul la mine, tu știi cum vine diavolul la tine. Hai să facem o rugăciune în care să spunem, Doamne, vreau să mă umple de puterea Duhului Sfânt. Eram aseară la o seară de rugăciune și spunea Domnul printr-un proroc de la Amvon către o femeie, te-am căutat în odaia de rugăciune și nu prea te-am găsit pentru că ești foarte ocupat. De câte ori nu m-a căutat Domnul la rugăciune, la Biblie, la cuvânt și nu m-a găsit. Și atunci când te caută diavolul să te ispitească, vei fi gata să cazi. N-ai vrea să spui, Doamne, vreau să trăiesc o viață de biruință, să mă feresc de locul ispite, de modul ispite, să nu cumva să fiu eu ispită pentru cineva, să mă feresc de lucrurile astea. Să stau acolo unde tu mă adăpostești, unde tu mă păzești. Și plecând de aici, în biserica în care sunt, să fiu o lumină. Că alții își permit, dragii mei, o să vedeți peste an, și nu fac pronosticuri pentru nimeni, fata sau băiatul care își permite asta, trăiască cum vrea. Uitați-vă, peste 5, 10, 20 de ani, unde vor ajunge? Fatele Eugen are o vorbă Micurescu, vorbă extraordinară. În timp se vede. În timp se vede dacă ai trăit cu Dumnezeu sau ai trăit fără Dumnezeu. N-ai vrea să spui, Doamne, vreau să trăiesc curat. Tu să-mi dai un băiat curat și împreună să avem copii cu care să moștenim împărăția ta. Haideți în acest sens să ne ridicăm în picioare, ne rugăm și la final mulțumim Domnului.